3NET Radio. More music. More colours. Bine v-am regăsit! O săptămână binecuvântată să aveți, în care cele rele să se spele, iar cele bune să se adune. Sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis. Laurențiu Florea, invitatul acestei seri, de profesie inginer, a renunțat la un moment dat la această meserie, acum câțiva ani, și a ales un alt drum în viață, pe care mărturisește că și astăzi îl parcurge cu încredere și cu optimism. El este fondatorul proiectului Susține Bunele Maniere, este de asemenea fondatorul unui club pentru oamenii de afaceri și este și autorul volumului Codul Bunelor Maniere pur și simplu, pe care îl puteți vedea la cameră. Bine ai venit la Radio 3NET, Laurențiu, și bine ai venit la emisiunea de radio în general. Am înțeles că e cu prima dată. Da, bună ziua, bine v-am găsit. De adevăr, este pentru prima dată. Sper să scap și de emoții. Da, sper și eu. Imposibil un om care a studiat public speaking, da, să nu învețe să scape la un moment dat și de emoții. Mulțumim că ai acceptat invitația și sper că până acum a respectat regulile de politețe, da? Sigurat. Te rog frumos să ne spui care este povestea acestui volum, care este povestea acestei cărți, Codul Bunelor Maniere, pur și simplu. Înainte de a răspunde, te rog frumos să mă scuzi un pic, am lansat pe pagina oficială de Facebook a Radio 3NET un concurs. Laurențiu vă întreabă ce înseamnă bunele maniere în zilele noastre. Răspunsul pe care el îl va considera cel mai complet va primi drept recompensă acest volum, Codul Bunelor Maniere. Pur și simplu. Ziceam de povestea din spatele cărții. Povestea este foarte mare. Din punctul meu de vedere, nu este o singură poveste, sunt mai multe povești. Sunt mai multe povești care, adunate exact ca un puzzle, formează o adevărată poveste. O poveste care mă reprezintă pe mine. Totul s-a întâmplat în urmă cu 3 ani de zile, în care respectam bunele maniere, însă nu le dădeam o atenție foarte, foarte mare. Cu timpul mi-am dat seama că aceste lucruri sunt benefice pentru mine și pentru cei din jurul meu și am încercat să continui să fac ceea ce am descoperit. Am avut două întâmplări foarte, foarte frumoase din punctul meu de vedere care mi-au schimbat viața. Am tras două idei foarte mari. Una dintre ele a fost în momentul în care m-am adresat unei persoane în vârstă cu salut. Era o persoană cam la 50-60 de ani, iar eu m-am adresat cu salut și l-am rugat să-mi ridice bariera la parcare. Lucru total lipsit de politețe. Frumos ar fi fost să-i spun bună ziua și vă rog să-mi ridicați și frumos, mie. Frumos, da. Și chiar să-i mulțumesc. Lucru care mi-a fost reproșat de persoana care era cu mine în mașină. Da, persoana care a ridicat bariera nu s-a simțit. N-a sesizat. Nu. Ci sau poate i-o fi fost jenă să-ți atrag atenția? Nu cred că i-a fost jenă, pentru că nici nu a avut timp. Persoana care era cu mine în mașină mi-a atras atenția și mi-a spus că este un gest lipsit de politețe și că frumos ar fi fost să-i spun bună ziua și să-l respect, chiar dacă acea persoană este o persoană în vârstă. Chiar dacă între voi există și diferență de educație, de cultură, de studii, da? Absolut. Lăsăm totul la o parte atunci când e vorba de politețe, absolut. Da? Respectul trebuie să-l oferi mai întâi pentru că l-ai tu, pentru ceea ce ești tu, nu pentru ceea ce este persoana din fața ta. Iar a doua lecție a fost legată de o întâmplare în care cineva a făcut o glumă, un banc foarte bine intenționat, în care a specificat că un gentleman, un bărbat adevărat care se respectă,
deschide ușa mașinii oricărei persoane de sex feminin, indiferent dacă este mama lui, iubita lui, o persoană care o cunoaște de 3-4 minute. O prietenă veche, nu contează. Sau o prietenă veche, nu contează. Problema se pune ca între bărbat și femeie, de fapt. Da? Exact, exact. Sex masculin, feminin, da. Și când am auzit această poveste, am spus ok, să încerc și eu să fac, să văd cum reacționează persoanele de sex feminin. Nu doar am încercat, ci am și făcut, lucru care s-a dovedit foarte, foarte eficace, așa, da? Da, exact, atât pentru mine cât și pentru persoanele. A impresionat gestul respectiv, da? Da, pentru că, știi, în graba asta noastră zilnică uităm să punem punctul pe ei atunci când vine vorba de bunele maniere. Îndrăznesc să pun eu punctul pe ei, fiindcă okay, se apropie momentul difuzării primei melodii din programul nostru. Suntem la microfonul deschis aici la Radio 3net. Vom continua discuția noastră cu Laurențiu Flore, autorul cărții Codul bunelor maniere, pur și simplu, în câteva minute și nu uitați de concursul pe care l-am lăsat pe pagina oficială de Facebook a Radio 3net. La microfonul deschis cu Laurențiu Florea, fondatorul proiectului Susține Bunele Maniere, fondator și al unui club pentru oamenii de afacere. Vom afla imediat ce își propune acest club, dar și autorul volumului Codul Bunelor Maniere, pur și simplu. Puteți vedeți cartea la cameră, acolo în fața lui Laurențiu, un volum pus la bătaie, un volum oferit drept premiu celui mai sugestiv răspuns la întrebarea ce înseamnă bunele maniere în zilele noastre, întrebare pe care am lansat-o înainte de a intra în emisie pe pagina oficială de Facebook a Radio 3net. În această carte, Laurențiu, vorbești la un moment dat și ai și mărturisit într-un interviu despre acele mici detalii care fac diferența. Da. La ce anume te referi? Bunele maniere nu ține doar de cum să stai la masă, cum să mănânci. Țin de mult mai multe, sunt mult mai multe capitole. Iar relația de cuplu, armonia în cuplu este unul dintre aceste capitole. Iar expresia aceea pe care ați folosit-o, că gesturile mici fac diferența, cu siguranță mă referam la armonia în cuplu. Da, să știi că am mai făcut curioasă, apropo, stai așa, să se vadă și la mine cartea. Da. Mulțumesc frumos, este cartea pe care am primit-o cu autograf, drag. Deci o merit, da. Laurențiu, în momentul în care unul dintre partenerii de cuplu dorește să pună punct final relației, ce recomandă Codul Bunelor Maniere, pur și simplu? Să-l înștiințeze pe celălalt imediat când a luat decizia să o facă. Merge și în cuplu, în viața intimă, ca să zic așa, se aplică regula și în business? În business? Da. Când vrei să te retragi din afacere, îl anunți bărbătește pe partener că puse și seduse, da? Depinde dacă ții. În general, da, dar sunt cazuri în business când nu poți să te retragi. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le închizi cu partenerul de afaceri. Pe când în relația de cuplu nu ar fi frumos și nu ar fi fair play să continui acea relație dacă nu știi. Dacă tu știi că nu vrei să mai stai cu persoana respectivă. Să-i dai speranțe inutile. Că exact. Poate omul, că poate doamna, da, sau domnul își face planuri. Exact. Ar continua, cam ce ne propunem să construim împreună. Da. Ok, și nu ar fi fair play. Așa că în momentul în care ai luat decizia să întrerupi relația, trebuie să-i și mărturisești acest lucru. Pe de altă parte, te poți pune tu într-o situație jenantă, pentru că în cazul în care îl găsești pe cineva, sunt șanse foarte mari să acea persoană să creadă că tu încă erai cu persoana respectivă înainte să rupi relația. Da, e delicată treaba. Da, este delicată.
Însă, eu când am spus că gesturile mici fac diferența, mă refeream la... Uite, e un exemplu, nu? Poate fi un exemplu, poate ceea ce am, ce-am povestit până acum. Ce crezi tu că se ascunde în spatele strângerii de mână? Wow! Se ascunde ceea ce reprezintă persoana respectivă care oferă acest salut. Probabil... Îți poți face o impresie despre persoana pe care o cunoști în momentul acela? Când întinde mâna? Când întinde mâna, bineînțeles. Dă mâna cu tine, se asociază strângerea de mână, bănuiesc, și cu expresia facială, itâcă. Da. Este tot ca un puzzle. Toate gesturile pe care le oferă persoana respectivă se adună și poți să tragi o prima impresie. Felul în care îți întinde mâna, poți da seama dacă acea persoană poate să te domine sau se supune sau dacă te tratează de la egal la egal. Sunt trei gesturi foarte simple. În momentul când îți întinde mâna în această poziție, de obicei persoanele care sunt mai superioare, care sunt superioare, superioare, da, oferă acest gest de dominanță. Normal, fost să-ți întindă foarte frumos mâna. Dar ce facem dacă persoana care îți este introdusă e femeie, da? Și ea probabil că se așteaptă să fie tratată așa, cu gentilețe, să-i fie sărutată mâna, tu faci așa și ea face așa. În primul rând, bărbatul niciodată nu întinde el prima mâna unei femei. Niciodată. În momentul când se face cunoștință, dacă persoana de sex feminin întinde mâna, întinde și bărbatul mâna. Dacă nu, nu. Și cum? Doar așa, bună seara, bună ziua, bună ziua? Da. Mă bucur că așa, da? Păi, da, trebuie să afle și femeile să pună mâna să citească codul bunelor maniere. Dacă dorința lor este să dea mâna cu un bărbat, este alegerea lor. Dacă bărbatul nu trebuie să-i impună acest lucru, decât de alt bărbat. Da, mărturisesc că nu știam treaba asta. Eu am fost politicoasă așa, din instinct. Oricum, nu te întindeam eu. Iar repede, bine ai venit. Aveam eu grijă, stai niște. Spune-mi, te rog, pur și simplu ăsta din coada titlului are vreo relevanță? Da. Da. Care e aceea? Pur și simplu, cu o bună maniere, pur și simplu, această carte este fix adaptată în ziua de astăzi. În această carte nu am scris istoria bunelor maniere care a început din Franța și multe alte povești. Ai adaptat la ceea ce trăim, strict, da? Strict. Toate capitolele care le-am scris sunt strict adaptate. Tocmai de aceea am spus pur și simplu. Că sunt strict adaptate. Diplomația și încrederea în forțele proprii, încrederea în propria persoană, țin oarecum de arta de a-ți clădi o imagine bună? Se leagă cu ce scrii tu în acest volum, Codul Bunelor Maniere? Da, se leagă. Codul Bunelor Maniere este o artă pierdută, regăsită și respectată doar de câteva persoane, acelea care au înțeles că trebuie să respecte pe ele și au tomat pe cei din jurul lor. Apropo de respect, cum facem cu respectul? Respectul îl impui? Ți se cuvine? Cum dăruim și cum primim respectul? În primul rând îl oferi necondiționat. Nu oferi respect cu dragul de a primi respect, ci îl oferi pentru că așa ești tu, ca om. Să înțeleg că atunci când te prezinți unui grup, nici de cum nu ar fi indicat să le spui celor din public: sunt cutărică și trebuie să mă respectați deoarece și deoarece. Nu. Da? Aici este o capcană în care cad multe persoane. În momentul când te întâlnești cu cineva, trebuie să fii un om simplu și să nu spui toate diplomele pe care le ai sau ceea ce ești tu școlit și așa mai departe. Să scoți artileria grea la înaintare. Iar apoi când ceilalți te vor căuta, să știi, vai, uite, am stat cu persoana respectivă de vorbă, iar acel doctor, acea persoană este, am spus doctor, rezidențial și așa mai departe.
Nu te duci tu și spui toate gradele pe care le ai. În cartea ta descoperim sfaturi legate de cum să te prezinți. Despre stil vestimentar masculin, stil vestimentar feminin. Despre cum să fii gazdă, dar cum să fii și oaspete, da? Muzafir. Despre cum să saluți. Ei bine, toate aceste sfaturi au legătură cu acea perioada ta în care ai crescut, ai evoluat, acei 2-3 ani când ai fost așa un pic în derivă, ai renunțat la meseria ta de inginer și ai hotărât că trebuie să-ți urmezi pasiunea și să faci altceva și știu că ai urmat cursuri de actorie, de marketing, de vânzări, negociere, coaching, da? Și un curs de formator, e adevărat? Da, cursul de formator am ținut foarte mult ca să am această diplomă, ca să pot să țin cursuri legate de bunele maniere. Pentru că la început... De se leagă toate. Da, da. Ceea ce nu știu dacă ai aflat această informație, la început, când am pornit acest proiect, am susținut training-uri legate de bune maniere gratuite în foarte multe asociații, ONG-uri. Bine ai făcut. Și ori unde am fost chemat. Laurențiu Florea, invitat în această seară la microfonul deschis, povestea celuilalt proiect fondat de Laurențiu și susținut, bineînțeles, de el și partenerii lui, în câteva minute aici la Radio 3 Net. 3 Net Radio. Coloring your life. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Un alt proiect în care te implici, Laurențiu, este cel al clubului pentru oameni de afaceri, Serendipity Business Club, da? Ce este acest club? De ce ai ales să-l fondezi, să-l formezi? Care ar fi motivația personală în cazul acestui proiect? Motivația personală? A fost tot acum 2-3 ani, după ce am renunțat la job. A fost acea perioadă de care spus mai devreme, de 2-3 ani, în care pur și simplu m-am educat în continuu. M-am educat, participam la evenimente. Te-ai dezvoltat personal, am da? Am dezvoltat, da. Participam la foarte, foarte multe evenimente și îmi doream foarte mult să cunosc anumite speakeri și să interacționez cu persoane din mediul business. Ajunsesem să particip la foarte multe evenimente business în care trebuia să puteți foarte mulți bani. Iar într-un final a venit mie ideea. Dar de ce să mai plătesc, nu? Ai să mai plătesc? Fac eu ceva, da. Exact. Să plătească alții când vin la mine, nu? De ce să mai plătesc când aș putea să am eu propriul meu club business unde să invit eu speakerii pe care doresc să-i ascult și oameni de afaceri. Era un mediu. Era perioada în care eu îmi schimbam cercul de prieteni și alegând să stau printre acești oameni, era foarte important. Care ar fi, de fapt, misiunea și viziunea Serendipity Business Club? De a strânge cât mai mulți oameni din zona business să vină să cunoască alți oameni, tot din această zonă, tot din zona business, să-i cunoască, sau să se reîntâlnească cu persoane pe care le cunosc deja. Este suficient, și vreau să-mi răspund sincer, să fii cel mai tare pe domeniul tău sau mai ai nevoie și de altceva? Să fii tu the best in the West. Nu mai. Cel mai tare. Nu trebuie să fii cel mai tare, trebuie să fii cunoscut. Degeaba ești cunoscut, ai un business foarte bun, dacă lumea nu știe de tine. Unele business-uri se axează strict, trebuie să fim cei mai buni, unii se axează, trebuie să fim cei mai ieftini, dar degeaba, dacă nu vii la un cazul cum am fondat acest club, dacă nu vii la un club business de networking ca să poți să-ți promovezi afacerea, degeaba ai cele mai bune produse sau cele mai ieftine. Hai să explicăm trebuie un să pic. Fii cunoscut. Ce înseamnă networking-ul ăsta? Networking? Trebuie el să fie de calitate? Da. Nu toată lumea știe să facă networking, tocmai de aceea noi aplicăm, avem câteva metode
prin care educăm oamenii care vin la noi la evenimente ca să poată să facă acest networking de calitate. Avem câteva exerciții pentru a ridica mingea la fileu. Dar ca să răspund ce înseamnă networking, din punctul meu de vedere, că sunt foarte multe definiții ale acestui cuvânt, este de a cunoaște alte persoane. Networking poți să faci la orice eveniment la care participi. Ideea e că trebuie să te duci la, dacă vrei să faci networking business, vii la un eveniment business. Dacă vrei să faci networking în domeniul IT, te duci la un networking de evenimente, te duci și faci networking la evenimente de IT. Dacă îți dorești ca acești prieteni unde ești tu sunt actori, te duci la piese de teatru sau la cursuri de actorie, la workshop-uri de actorie și faci networking cu ceilalți participanți. Networking faci oricând. Tu ai făcut curs de actorie. Da. L-ai și terminat. Am făcut două piese de teatru, da. Care au fost acelea? Am avut prima oară, primul impact când am spus eu că trebuie să învăț să vorbesc în public. Uh-huh. Și asta te-a determinat să te îndrepți către actorie, către cursurile astea de actorie? A fost primul curs care l-am făcut după ce mi-am dat demisia. Pentru că la ultimul meu loc de muncă, stăteam în fața unui calculator și desenam. Nu aveam prieteni, nu socializam, iar în momentul când se termina programul, rupeam ușa și nu știam cu cine să mă să mai socializez. Aveam nevoie de circuri noi de prieteni. Și am întâlnit o persoană care mi-a spus, hai să faci curs de actorie. Și am spus, wow, ce facem acolo? Și aici putem spune, trebuie să faci improvizații, jocuri. Interacționezi cu oamenii, da? Cunoști okay. Alți oameni. Când începe. Dar cum ai stat cu emoțiile? Că te-ai prezentat în fața publicului, pe scenă. Apropo de emoții. Am fost pregătite. Ne-am pregătit pentru piesa aceea cam 3 luni. 3 luni ne-am cunoscut noi. 6 luni a durat cursul, țin minte. 3 luni ne-am cunoscut noi. V-ați obișnuit, da. Unii cu ceilalți. Fără să-și cunoști piesele de teatru, pur și simplu ne întâlneam și ne distram și făceam diferite jocuri de improvizație. Iar apoi piesa am pregătit-o cam în 3 luni. Emoțiile sunt total diferite din punctul de vedere. În momentul de public speaking și în momentul când joci teatru. În momentul când ești actor, trebuie să fii conectat cu ceilalți colegi ai tăi. Iar în momentul când vorbești în public, trebuie să fii conectat cu publicul. Ai, foarte importantă conectarea asta în cazul actoriei. Da. Da? Sunt alții care depind de tine. Ai simțit cum depind alții de tine acolo pe scenă? Da, întotdeauna simți acest lucru. Și regizorii în general îți dau o piesă de teatru care ori te reprezintă 100% acel rol, ori ți-l dă total opus ca să te scoată din zona de confort. Da, și ca să fie o lecție pentru tine până la urmă. Asta mi s-a întâmplat mie. În prima piesă am avut un rol care mi s-a potrivit 100%, iar în al doilea rol am avut un rol total diferit cum sunt eu și m-a scos din zona de confort. Treaba e că în actorie nu întotdeauna interpretăm roluri care ni se potrivesc, adică care sunt mulate pe felul nostru de a fi, da? Sincer, crezi că dezvoltarea asta personală, NLP-ul, că e la mod acum, NLP în sus, NLP în jos, NLP-ul ăsta este important pentru fiecare dintre noi? Cursurile de NLP, da, sunt foarte importante. Ideea este că trebuie să le înțelegi. Dacă le înțelegi, da, sunt importante. Dacă nu le înțelegi, ar fi bine să renunți, pentru că o să te crezi total diferit de ceilalți. Nu, dar e un stres în plus. Eu așa cred. Da. Dacă te bagi în ceva și vezi că nu merge și nu înțelegi, zic că n-are sens să insisti. Se potrivește la foarte mult. Mie mi-a prins foarte bine și la foarte mulți prieteni de mei mi-a prins bine cursul de NLP. A fost, după cursul de actorie, a fost următorul curs de NLP care, în momentul când am început aceste cursuri, eu am crezut că se va întâmpla altceva, ce citisem eu, iar în momentul când am început, practic, cursul, s-a întâmplat total diferit. Am fost surprins într-un mod plăcut. Pe loc nu am dat importanță, am spus ok, da, se întâmplă chestiile astea, ok, mintea
joacă feste și așa mai departe. Însă cu trecerea timpului mi-am dat seama cât de important și ce impact pozitiv a avut asupra mea acele cursuri de NRP. Pomeneam la început de emisie despre întrebarea pe care tu ai ales-o pentru concursul nostru. Okay. Cel lansat pe pagina oficială Facebook Radio 3Net. Ce înseamnă bunele maniere în zilele noastre? Înainte de a da citire răspunsurilor și te voi lăsa pe tine să hotărăști unde va pleca volumul, cartea, vreau să ne răspunzi chiar tu la această întrebare. Ce înseamnă, ce mai înseamnă în ziua de astăzi bune maniere? Printre primele cuvinte am spus că bune maniere înseamnă mai întâi respectul față de propria persoană, apoi respectul față de cei din jur. Din punctul meu de vedere, bunele maniere se învață încă din copilărie, datorită părinților, cei 7 ani de acasă, însă cu trecerea timpului este datoria fiecăruia să se educe. Ține de fiecare persoană în parte. Eu cred că trebuie să avem simțurile la maxim de fiecare dată, adică să fim foarte atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că de fiecare dată avem câte ceva de învățat. Asta cu siguranță. Din orice avem câte ceva de învățat. Da, din orice avem de învățat și orice persoană poate să ne învețe orice. Orice persoană ne este superioară într-un anumit domeniu. Exact. 100%. Și dintr-un anumit punct de vedere. Iată ce a răspuns Mirela Dragul la întrebarea ta. Ce a însemnat dintotdeauna înseamnă să respecti, să te respecti pe tine în primul rând și pe cei din jur, să-ți pese de cel de lângă tine și cel din fața ta, să ții cont de cei 7 ani de acasă, să încerci să te perfecționezi, să ai grijă cum te porți și cum te îmbraci în funcție de locul unde ești. Cineva spunea că dimineața când te trezești și te hotărăști cu ce să te îmbraci, să alegi să te îmbraci astfel cum vrei să fii respectat și plătit. Mă opresc aici, seară frumoasă. Mă rog, așa în mare am înțeles eu ce dorea să spună. Constantin Mimi. Înseamnă o creștere bună de acasă, să fii civilizat, să știi să spui te rog, mulțumesc, scuzați. Sunt lucruri cam rar întâlnite. Astăzi, totuși, mai sunt domni care spun sărut mâinile, doamnă, și tineri care îți deschid ușa când intri într-o încăpere. Deci, se poate. Iar Mădălin Silviu răspunde așa: după părerea mea, codul bunelor maniere este cheia succesului social, cheia unei integrări excelente. Este un răspuns foarte potrivit. Răspunsul lui Mădălin Silviu este și cel pe care îl vom premia. Îl vom valida. Îl vom valida. Este un răspuns simplu și concret. Punct ochit. Da. Punct lovit. Da. Microfonul deschis, punct final și la noi, dar nu înainte de a te ruga, Laurențiu, să transmiți un mesaj către toți cei care în seara asta au avut plăcerea să te privească, să te asculte, să asculte povestea acestui volum, să asculte povestea clubului tău de business și, dacă vrei tu, mesajul să fie orientat și către prietenii care ți-au ținut pumnii, știind că este prima dată când apari într-o emisiune de radio. Ok, le mulțumesc tuturor prietenilor care au intrat în direct pe site-ul nostru. Iar un mesaj, vreau să spun la toată lumea că nu există legi care să pedepsească nerespectarea bunelor maniere, chiar nu există absolut nicio lege, însă cei care nu le respectă la nivel subconștient vor fi tratați ca atare și vor fi dați la o parte sau vor fi aleși în anumite circunstanțe, la nivel subconștient, la nivel conștient. Laurențiu Florea, fondatorul proiectului Susține Bunele Maniere, fondatorul Serendipity Business Club, un club pentru oamenii de afaceri, și autorul volumului Codul Bunelor Maniere, pur și simplu, a fost invitat în această seară la Radio 3Net, aici, la microfonul deschis. Îți mulțumim încă o dată. Mulțumesc pentru tot. Să ai spor,
inspirație, să-ți meargă bine, să-ți vină idei geniale, așa, pe bandă rulantă. Putere de muncă, absolut. Toate la pozitiv, superlativ și cu mare plus în față. Voi, cei care ne priviți, cei care ne ascultați, intrați, vă faceți curaj, trebuie neapărat, intrați pe susțineți-bunelemaniere.ro sau pe pagina de Facebook Podul Bunelor Maniere, pur și simplu, și comandați acest volum, căci nu aveți ce pierde. În continuare, la Radio 3 Net Newsfeed cu Victor și Robert, să auzim de bine, o seară plăcută și ție, Laurențiu. Mulțumesc asemenea. 3 Net Radio. More music, more colors.